De ce probleme te-ai lovit până acum? Mașinile uneori nu merg, trebuie să așteptă lucrătorii de pe aici să vină să le repare. S-a întâmplat să stai și la coadă ca să poți să predai ambalajele? Da, dar nu foarte mult. Uite, sticla a doua nu mi l-a primit pentru că în boxurile pe care le-am cumpărat sunt amestecate. Mi s-a întâmplat să le găsesc și blocate sau cu 6 cozi. De multe ori sunt defecte spre weekend. Sistemul de garanție returnare funcționează de 6 luni, dar încă sunt probleme de implementare. Aceste RVM-uri, aparate care colectează recipientele, se dovedesc a fi mult prea mici pentru interesul pe care oamenii îl manifestă pentru reciclare. Pe de altă parte, Returo are în acest moment doar 500 de camioane care bat țara în lung și în lat pentru a goli aceste aparate sau pentru a prelua sacii de la micii comercianți. Însă, promisiunea este că până la vară vor fi 1000 de camioane. Asta ar trebui să elimine situațiile în care aparatele zac pline ochi de recipiente zile întregi, în timp ce oamenii umblă prin oraș după un centru de colectare funcțional. The Romanian population have been fantastic. The rate of growth and collection is far higher than we anticipated. Problemele nu se opresc aici. Cu cât scăpăm mai repede de ambalajele vechi din piață, cei care vor să fraudeze sistemul n-or să aibă pe ce să lipească etichete falsificate. Din 1,5 miliarde de ambalaje SGR puse până acum pe piață, au fost colectate 350 de milioane. Peste 95% au fost predate prin intermediul RVM-urilor, iar în luna aprilie rata de colectare a fost de 40%. Mai avem mult de lucru. Trebuie să trecem și vara la mare. Dar odată ce avem și acest hop parcurs, sunt convins că vom vedea rezultate din ce în ce mai bune. În județul Constanța, în special, autoritățile se pregătesc pentru sezonul estival. Printre altele, vor instala RVM-uri și pe plaje. We're putting in place additional trucks just for there for collection. We're also looking at cross docks and a temporary sorting center and collection counting and sorting center down in that area as well. Între timp, al patrulea centru de numărare și sortare a ambalajelor a fost inaugurat la București. Aici pot fi numărate 900 de milioane de ambalaje SGR, iar capacitatea de sortare și procesare pe fiecare categorie în parte este de 1,8 miliarde de ambalaje SGR. Comercianții care nu au semnat încă un contract cu Returo riscă amenzi de 50.000 de lei.